Domnilor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Tatiana Pașcovski, vă reamintesc că ne vedem și ne auzim pe ambele maluri ale Prutului, la Iași TV Live și la 10 TV în Chișinău. Alături de mine este Sergiu Musteață, istoric de Republica Moldova, fost decan al Facultății de Istorie de la Universitatea Ion Creangă din Chișinău. Da, bună ziua! Bună ziua! Domnul Musteață, îmi pare foarte bine că ați acceptat această invitație și mulțumesc. Suntem aici în Iași și vom discuta despre Republica Moldova și cel mai fierbinți subiecte legate de istoria recentă și mai puțin recentă a acestei bucăți de pământ. Cu mare drag! Deci mă bucur de fiecare dată să te revăd și de data aceasta la Iași și îmi place cum ați formulat, pe ambele maluri ale Prutului. De mult se cerea o televiziune care să unească lumea și să discute despre subiecte de interes comun, nu doar din perspectivă a trecutului, dar mai degrabă învățând lecțiile trecutului, construind un viitor comun. Mă bucur foarte mult că ne reușește acest lucru. Iată, de începând cu 1 decembrie 2017, suntem săptămână de săptămână atât la Chișinău cât și la Iași. Domnule Musteață, știm foarte bine că anul 2018 este sub un simbolism aparte pentru noi, românii, și vorbim despre faptul că se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Iată, suntem la început de februarie, însă se apropie cel 27 martie, când se vor face 100 de ani de la unirea Basarabiei cu, de la declarația de unire a Basarabiei cu România. La Chișinău, din păcate, aceste evenimente practic sunt inexistente, dedicate anului centenarul, și când vorbesc că sunt inexistente, vorbesc despre faptul că sunt inexistente la nivel de stat. Pe o agendă clară. Pe o agendă clară, politică, publică. Da. Cum credeți, de ce se întâmplă acest lucru la Chișinău? E adevărat, anul 2018 este unul special și nu doar pentru români, deoarece mai aniversează 100 de ani și alte state independența lor, precum ar fi Finlanda, care s-a desprins de la Rusia, sau statele baltice, care și-au reabilitat independența, care au dobândit-o. Mai sunt și alte state în lume care, cumva, anul 2018 îi marchează sub aspectul identitar, politic, dar și entitate pe harta politică a Europei și a lumii în general. Acum, revenind la noi acasă, ce se întâmplă și de ce nu există un plan de acțiuni comune Chișinău-București? De ce Chișinău modest sau de fapt nici nu evocă o... Aproape că nu am văzut-o pe doamna Babuc, să zic așa. Doamna Babuc este cunoscută ca un personaj care zice despre faptul că limba e română, istoria noastră comună, și cu toate acestea, iată, un program legat de centenar nu a pregătit Ministerul Culturii. Cum să vă spun, doamna Babuc e bună de tăiat panglica. Dar, din păcate, cu inițiativă și curaj mai puțin o caracterizează. Și cred că nu doar ministrul culturii sau ministrul educației, cercetării, culturii și cercetării, acum, mai după reformarea guvernului. Hibrid care încă greu să se... Acum, după reformarea guvernului, are și educația și... Are multe bătăi de cap, să vedem cum va face față acestor provocări, dar mă tem că va fi... Dar tot anul 2018 a fost strict ministrul al culturii. Ok, deci nici ministerul culturii, să zicem, anterior și nici în formatul actual și guvernul la general nu s-au pronunțat pe marginea acestei aniversări cu o declarație clară, cu o viziune clară, și din păcate celelalte instituții publice la fel, tac, cumva, și nu doresc să se pronunțe. Situația e incertă la Chișinău sub mai multe aspecte, inclusiv atunci când vorbim despre trecut și în cazul dat unirea României din 1918, deci bineînțeles că rămâne un subiect sensibil la Chișinău. Societatea este prea mult politizată la acest capitol și este divizată între ceea ce suntem românii și ceea ce sunt moldovenii sau prorușii. De aceea și multă lume cumva așteaptă ca cineva să le facă o agendă la acest subiect, sau alții așteaptă ca Bucureștiul să se asume toată responsabilitatea și să vină de acolo, deci inițiativele. Ceea ce nu este chiar atât de bine și corect, deoarece dacă ne uităm în ordinea cronologică, dacă totuși ne uităm unirea în istorie, a pornit Soroca, Bălți,
sfatul țării Chișinău, după care Cernăuți și abia la final au ajuns la Alba Iulia. De altfel, o situație destul de delicată în contextul deci cum s-a produs unirea, când România, de fapt, era pe teritoriul României staționau trupele germane. În noiembrie, abia sau la sfârșitul lunii noiembrie, abia să retrag. Era două treimi de... Bucureștiul era ocupat, Iașul era sub pericol. Deci situația era destul de delicată. De aceea, Chișinăul, Cernăuțul ar trebui să joace un rol mult mai mare în aniversarea inclusiv respectivă. Inclusiv cererile de a veni armata română în Basarabia și de a ajuta la păstrarea ordinii publice, restabilirea ordinii publice, tot vine de la Chișinău. Conjunctura în 17 era foarte delicat. Dezastrul provocat de primul război mondial, retragerea trupilor sau ostașilor de pe frontul, de pe front spre Rusia, care treceau prin Basarabia și dezmățul care s-a produs, bineînțeles că au făcut ca autoritățile de la Chișinău să fie cumva în căutarea unei soluții adecvate, iar armata română era cea mai aproape și la propriu și la figurat. De aceea și cumva au făcut apel către guvernul de la București, care nu era în cea mai fericită situație. De aceea și-au dislocat de la Kiev să se întoarcă spre Chișinău. Ajuns la Chișinău, au fost atacat de bolșevici, s-a tras în ei. Deci nu a fost chiar atât de simplu, inclusiv deci restabilirea ordinii și modul în care s-a votat unirea. De aceea și speculațiile pe seama acestui eveniment sunt destul de multe până în prezent. Speculațiile au existat sau au început legate de acest centenar, să zic eu așa, cei care sunt proruși sau și-au pregătit foarte bine agenda prin comparație cu noi, cei care suntem, ne declarăm cu afinitate pro-România și ne declarăm români deschis. Și zic acest lucru pentru că anii trecuți am observat mai multe filme pregătite de către proruși. Am să amintesc aici unul dintre filme făcute de Elena Pahomova, numit foarte simbolic 1918 filmul, și în care se derulează și se arată un unghi de vedere al istoricilor proruși vis-a-vis de evenimentele din 1918 avute loc la Chișinău. Și chiar în această dimineață am reurmărit acest film ca să înțeleg accentele puse de către acești istorici. E foarte interesant, de dumneavoastră acum ați spus despre faptul că bolșevicii au atacat acel regiment român venit de la Kiev. Istoricii proruși prezintă acest lucru ca într-un fel că de fapt nu erau bolșevici, erau moldoveni în mare parte cei care și apartenența erau... de partid și cea etnică totuși... Și că de fapt bolșevici practic nu erau printre cei care au atacat acest regiment românesc venit de la Kiev. Și filmul respectiv și altele care s-au mai făcut anul trecut, bineînțeles că încearcă să scoată în evidență, cum ați spus, dintr-un singur unghi de vedere. Deci, noi nu ne-am învățat a polemiza și a discuta critic ca să punem pe masa discuțiilor toate sursele istorice și să le analizăm, ca să înțelegem ce s-a produs. Deoarece, cu siguranță, nu a fost o situație destul de clară, certă la acest capitol și nu doar în Basarabia sau deja în decembrie declarată Republica Democratică Moldovenească, iar în ianuarie deci independența acesteia și Ucraina a luat-o pe calea independenței exact în 1918. Deci Ucraina care a susținut și Basarabia, a susținut Chișinău până la o anumită etapă de timp când au început să aibă pretenții teritoriale și mai ales în contextul hotărârii Sfatului Țării de Unire cu România, deci lucrurile s-au schimbat sau atitudinea ucrainilor s-a schimbat de Basarabia. Deci lucrurile au fost foarte delicate în 1917 și început de 18. Și în acest an... Dar filmele respective abordează dintr-o perspectivă tendențioasă și mai mult o tendință învechită care a fost istoriografia sovietică. Deci nu au scos nimic nou. Eu aș fi așteptat ca ei să abordeze critic de ambele părți, să spună greșelile și succesele de ambele părți, a partide naționale, a partide proruse sau bolșevice. Situația cu bolșevicii este adevărat, nu au fost atât de numerici, au încercat foarte mult și formarea acestui nucleu bolșevic mai degrabă a fost o chestiune târziu falsificată pentru a demonstra existența bolșevicilor și pretențele bolșevicilor asupra Basarabiei. Deci erau foarte mulți adepți ai păstrării independenței, erau adepți ai păstrării relațiilor cu Rusia. Deci erau mai multe curente la Chișinău în acea vreme. Deci
De altfel ca și acum. Că... Ca și, deci, și e normal într-o societate care pe atunci încerca să se emancipeze și să-și apere drepturile, nu în zadar, și Congresul Moldovenilor și a învățătorilor și a multor care au avut loc în 17, a arătat problema Basarabiei, problema oamenilor care vroiau să-și vorbească, să-și cunoască limba, să-și administreze ținutul autonom, și în contextul ăsta, deci, vedeți că lucrurile nu s-au simplificat. Nu s-au simplificat și de asta mă întrebam, pentru că ziceam că cineva, chiar dacă ziceți dumneavoastră că merg pe aceleași tipare sovietice de a povesti istoria, și-au pregătit temele, pe când de cealaltă parte suntem într-o situație în care nu am pus nimic în schimb. Da. Aveți dreptate, deci chiar dacă ei au o abordare unilaterală, noi de partea cealaltă am rămas cu temele pentru acasă nepregătite, nu am reacționat, nu am pregătit altceva ca alternativă sau nu am arătat partea a doua a monedei. Deci, filmul care l-au făcut și cel cu 18 și ceea ce a mai făcut sub patronajul lui Igor Dodon anul trecut, deci sub aspectul calității tehnice, acum vorbesc calitatea tehnică, nu academică, deci sunt de invidiat. Absolut. Noi, despre asta zic, au acces la finanțe, au acces la tehnică, deci, au acces la oameni care... Ei au investit, indiferent bani din Republică sau de peste hotarele ei, au încercat să promoveze, să facă și o campanie, și noi de partea cealaltă așteptăm cineva să ne facă sau așteptăm ca cineva să rezolve anumite probleme publice, deoarece relația cu trecutul este o problemă publică și noi ar trebui să o discutăm sub toate aspectele, ca lumea să înțeleagă ce înseamnă relația noastră cu moștenirea pe care o avem și pe care nu putem să o împărțim între a mea și a ta sau împlăcută și neplăcută. Deci, ziua de ieri trebuie abordată integral. Așa a fost, cu de toate, și rele, și bune, și plăcute, și neplăcute. De aceea și anul 1918 trebuie discutat critic, să înțelegem. S-a votat, e adevărat, acum nu putem pune la îndoială. Cum a fost acel vot? A fost influențat, a fost cumpărat, deci se speculează foarte mult. Dar de ce să nu luăm izvoarele, documentele și să analizăm din cei care au fost pro, câți au votat sincer, câți au fost impuși? Dacă se speculează că au fost cumpărați, haideți căutăm documente, confirmări. A fost așa ceva sau nu? Prezența ostașilor români, cât de mult a influențat? A fost spaimă sau nu? S-a tras sau nu? Cine a fost împușcat? De ce a fost împușcat? Câteva luni înainte, Matieve și ceilalți martiri care au fost la fel împușcați pentru ideea aceasta, deci unionistă și pentru limbă română. Deci dacă vrem să discutăm, atunci să discutăm toate aspectele, toate victimele, însă nu doar de o parte și să victimizăm ceea ce ne convine. Bun. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie o discuție publică pe aceste subiecte, însă, pe de altă parte, nu pot să nu remarc faptul că unii au susținere foarte înaltă, și aici am să amintesc despre susținerea care îi se oferă de către președintele Igor Dodon acestui curent. Iar de apropo, li s-a parte, dat și Ordinul Republicii pentru mine. Absolut. În ultimele zile, da. Elena Pahomova a obținut Ordinul Republicii înmânat de către Igor Nicolaevici Dodon. Cu toate acestea, de cealaltă parte, iată că vedem o lipsă totală de susținere. De ce? Pentru că mulți dintre cei care sunt acum la guvernare se declară pro-români și asumă identitatea românească și asumă limba română. Pe de altă parte, iată, spun despre faptul că vor să contracareze propaganda rusă în Republica Moldova, însă ca contraargumente, ca altceva, în afară de aceste declarații, nu există nimic. Păi dumneavoastră cred că ați răspuns deja la întrebare, se declară, deoarece de la declarat până a fi român e distanță mare. Deci ei în mare parte declară, dar nu urmează fapte, nu urmează acțiuni concrete care să justifice aceste declarații de apartenență identitară, de dorință a face ceva pentru Republica Moldova, pentru societate, de apropiere a Republicii Moldova față de România, de a face proiecte comune, de a construi un viitor comun. Din păcate, rămânem la nivelul declarațiilor deja aproape 3 decenii. Numai că suntem frați și avem un trecut comun, dar nu e suficient pentru a construi o relație de bună vecinătate și pentru a mări încrederea oamenilor, indiferent de apartenența lor etnică. Deoarece toți
cei care locuiesc în Republica Moldova și au cetățenia, trebuie să conștientizeze că trecutul a fost bulversat și noi am fost de ambele parte, ambele părți ale baricadei, dacă vreți, și a războaielor și a apartenenței unor sau altor entități statale. De aceea, acest trecut comun trebuie însușit, asumat și trase învățăminte. Deci noi nu. Rămânem la nivelul speculațiilor și declarațiilor. Deci istoria nu se vrea învățată. Iar politicienii, din păcate, deci, doar speculează pe seama ei, pedalează pe anumite momente dificile pentru a le aduce anumite dividende politice. Și ani de zile constatăm, dar din păcate nu căutăm anumite soluții pentru a cultiva, a educa și a apropia oamenii unul de altul. Nu pot să nu vă întreb și despre aceste declarații de unire pe care, iată, le-am văzut semnate de către un șir de comune și sate din Republica Moldova. Ieseara erau 13 deja, o cifră magică, să zicem așa, o cifră foarte frumoasă. Cu siguranță că acest lucru pe undeva a stârnit niște emoții nu foarte plăcute unora, pentru că iată că acest simbolism de care ne legăm în acest an, în 2018, vine de undeva de acolo de jos, de la satul moldovenesc, de fapt, yeah. Care îi vedem mult mai curajoși și mult mai să zic așa, neînfricați să înfrunte chiar nemulțumirea președintelui Igor Dodon, care iată că l-a pus practic pe secretarul Consiliului Suprem de Securitate să meargă să discute cu fiecare primar în parte, cu fiecare om în parte care a semnat aceste declarații. Păi nu e nimic nou nici aici, deoarece veșnicia s-a născut la țară. De aceea și țăranul are cea mai mare dreptate și percepe cel mai bine realitatea. Dar dacă ne uităm ce s-a întâmplat în 1918, tot s-a pornit din regiune, deci Soroca, Bălți, deci de acolo au venit valul acesta de dorință spre unirea cu România, după care s-a luat și decizia politică. Ceea ce fac astăzi un șir de consilieri care își asumă această decizie simbolică, îmi trezește doar bucurie, deoarece lumea își dă seama că Republica Moldova, după mai multe încercări, a ieșuat ca stat. Și supraviețuirea noastră omenească, deci mai degrabă se poate realiza într-un stat puternic, așa cum s-a făcut la 1859, când s-au unit principatele cu greu și atunci tot a venit de jos, ca în final să se realizeze, depășind anumite ambiții ale unor reprezentanți ai boierilor sau ai domnitorilor. La Iași au fost doi candidați, tată și fiu, dar în final au decis în favoarea lui Cuza. La București același lucru, erau mulți candidați, dar au decis în favoarea lui Cuza, un necunoscut la acea vreme. Și pentru a realiza un gând, unirea principatelor, chiar și temporară, dar oricum s-a făcut un pas înainte. După care aducerea unui principe străin, același lucru, am lăsat ambițiile locale, naționale, în favoarea unei idei comune de unire, de a transforma aceste pământuri într-o putere și a construi un stat. Iată, și în cazul dat, deci dacă facem similitudini cu trecutul, se întâmplă nimic deosebit. Deci istoria se repetă și oamenii care au rămas dezamăgiți de atâta politică falsă, astăzi încearcă să-și spună părerea. O părere care trebuie luată în calcul. Acum, că președintele actual al Republicii Moldova, care a ajuns președinte, știm cum, nu-i convine. Păi, mă rog, asta e părerea lui personală sau unei părți a societății care trebuie luată în calcul, deoarece trebuie să fim și aici realiști. Nu toată societatea moldovenească acceptă ideea unirii. Unii sunt clar pro, alții cumva oscilează și există un grup care radical este împotrivă. Dar și în cazul unirii principatelor de la 1859, dacă ne amintim de mișcarea separatistă de la Iași, din 1866, în primăvară, după abdicarea lui Cuza. Deci, moldovenii au avut și mișcare separatistă, au experiență, când unii nu au vrut sau nu le-a plăcut această tendință. De aceea, trebuie discutat, trebuie găsite soluții și probabil învățate lecțiile trecutului.
Bun, dar aici nu pot să nu zic despre această presiune, iată, care se încearcă să se facă pe acești primari și pe acești consilieri locali. Din, nu e bine. Știți, adică unul este când statele între ele, unele își declară afinitatea pro-moldovenească, pro-statală, alții pro-unire și alta este când la nivel de stat. Un dacă personaj pretindim... care e președintele Republicii Moldova. Deci dacă pretindem că suntem o societate cu adevărat democratică, dacă ținem cont de prevederile Constituției că suntem stat de drept, atunci opinia fiecărui cetățean trebuie luată în calcul. Iar președintele este garantul Constituției. Deci președintele deci nu trebuie să combată și să convoace Consiliul de Securitate pentru a pedepsi o inițiativă a unui sau altui grup de cetățeni. Din contra, deci el trebuie să pătrundă în esență. Deci ce vor acești oameni, ce vor ceilalți oameni și care formulă soluții este mai potrivită pentru toată societatea. Deci a pedepsi nu este formula potrivită în cazul dat. Ca istorie, cum credeți, puteam trăi în anul 2018 ca să vedem condamnări pentru declarația legată de afinitatea noastră pentru România? Republica pentru că Moldova dosare penale deja s-au produs. Republica Moldova e un paradox ca entitate politică și deci ceea ce spuneți dumneavoastră se poate întâmpla. În dependență de mai mulți factori, dar cred că ar fi o absurditate dacă vom ajunge aici și probabil dacă se va merge pe această cale, atunci lumea și mai tare probabil va fi provocată și doar va facilita curentul unionist, deoarece tot ce este interzis devine mai tentant. Pe de altă parte, situația economică este destul de precară și lumea înțelege foarte bine că Republica Moldova de una singură nu va putea supraviețui acestei realități la care am ajuns sau unde ne-au adus politicienii, de fapt, și în contextul ăsta, bineînțeles, că nemulțumirea oamenilor se exprimă diferit, inclusiv prin opțiuni politice, iar declarațiile acestea convenționale, de fapt, au un substrat sau au un context foarte, foarte clar, de fapt. Deci, noi vrem să devenim partea unui stat puternic, noi vrem să construim o societate curată, noi vrem să trăim mai bine într-un final. Deci, nimic rău nu spun acești oameni. Să-i pedepsești pentru faptul că ei vor să trăiască mai bine? Să-i pedepsești pentru faptul că ei vor să fie mai aproape de Europa și de standardele de viață înalte? Deci, chiar ar fi absurd. Domnule Musteață, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Vă mai aștept cu mare drag aici în Iași. De fiecare dată. Mulțumesc tare mult! Revenim după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de noi!